Bine ați venit la Biz Power! Sunt Marta Ușurelu și vă invit să vorbim despre putere, despre succes, despre bani, despre încredere și curaj cu unii dintre cei mai importanți oameni din businessul românesc. Alături de mine astăzi este Dragoș Petrescu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din România, un om pe care îl știu de 15 ani, timpul zboară, și care are curajul să vină să vorbească întotdeauna onest despre viața lui și despre deciziile lui. Bine ai venit, Dragoș! Mulțumesc, Marta, și succes cu emisiunea ta. Mă bucur că ai invitat un leu la deschidere. Pentru cine nu știe, Dragoș este investitor la Imperiul Leilor. Este omul care are 1300 de angajați, are o companie cu cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și pentru cine încă nu l-a reperat, este fondatorul City Grill, restaurantelor City Grill. Cum este să ai atâția bani, Dragoș? Cred că toată lumea se întreabă. Să știi că la un moment dat nu mai este despre bani. Dar totuși, uitându-te la aspectul banilor, probabil că atunci când nu m-am mai uitat la nota de plată, și nu vorbesc neapărat de restaurante ca un vestit personaj din businessul românesc, pe care îl admir de altfel, ci mă refer la aproape orice fel de notă de plată, înseamnă că am suficienți bani să nu mai am această grijă, să o denumesc așa. Însă, în businessul meu și în filozofia mea de antreprenor, marea majoritate a banilor pe care îi obțin profit în compania mea se reîntorc în companie. Cred în cutărie că compania poate supraviețui și dacă se transformă, se modernizează permanent, devine cool pentru fiecare generație, iar treaba asta nu se poate realiza fără investiții consistente, serioase. Se pare că foarte mulți oameni care înțeleg că o cifră de afaceri ar fi de 40 de milioane de euro, toți banii ăștia sunt ai tăi. Este așa sau nu este așa? Toți banii ăștia sunt ai companiei, nu ai mei, dar nici măcar ai companiei, pentru că industria restaurantelor este o industrie cu costuri importante, iar profitabilitatea nu este mare. Nu este nici foarte mică și am să-ți dau, să zic, un benchmark. De exemplu, în Franța, profitabilitatea restaurantelor este dintre 2 și 4%, adică foarte mică. În România, încă profitabilitatea restaurantelor este puțin de peste 10%. Așadar, dintr-o, să zic, cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, se realizează o profitabilitate medie de aproximativ 4 milioane de euro, iar acești 4 milioane de euro, în marea lor majoritate, peste 3 milioane, se reîntorc în business. Ok. Pentru cei care, știi, se uită și zic, uite încă un leu, uite încă un om care are foarte mulți bani și care spune că nu toți banii ajung la el, ce înseamnă, de fapt, succesul? Cum ai definit succesul? Succesul pentru mine personal este că pot să-mi permit să lucrez la proiectele care îmi plac. Chiar și la mine în companie sunt unele procese pe care le îndrăgesc și altele pe care nu le îndrăgesc. Și cred că atunci când pot eu să fac în fiecare zi ce-mi doresc, să șurubăresc eu acolo în compania mea unde îmi place, înseamnă că am succes. Când mă uit la succesul companiei, practic copilul meu, al nostru, că suntem mai mulți stakeholder în City Grill, succesul o reprezintă zâmbetul de pe fața clientului. Dacă văd clientul meu și avem peste 12.000 de clienți pe zi, îl văd că zâmbește, înseamnă că am avut succes. Foarte mulți oameni, știi, se gândesc că atunci când ai ajuns sus, ai avut noroc. S-a întâmplat ceva peste noapte și ți s-a întâmplat să te îmbogățești deodată și să ai succes cu business-ul. Sunt puțini cei care știu că tu ai vândut ziare, ai avut chiar niște tonete cu ziare, că ai lucrat la McDonald's, că ai avut o franciză pentru benzinării. Cum este, de fapt, parcursul tău? A fost unul ușor sau unul greu? În general, aș spune 99,9%, succesul se bazează pe foarte multă muncă. Și munca este doar un ingredient din cocktailul succesului.
Și în cocktailul ăsta intră și norocul, așa cum bine l-ai menționat, dar și timingul, timpul, omul potrivit la momentul potrivit, șansa pe care o ai în țara ta, unde se află țara ta, pe ce linie de dezvoltare, are loc pentru antreprenori, n-are loc pentru antreprenori, cum sunt oamenii care poți îi atragi în echipele tale, sunt din zona în care trăiești și activezi localnici sau sunt expați, toate ingredientele astea, împreună cu cele 10.000 de ore al lui Malcolm Gladwell din Outliers, pe care ți sigur știi. O știu, este cartea deci mea preferată. Poți să fii expert într-un domeniu, îți trebuie 10.000 de ore de muncă și după ce ai aceste 10.000 de ore de muncă, îți trebuie o mulțime de alte calități, în principal resursa umană și talentul tău de a atrage talente mai mari și mai relevante decât cel pe care l-ai tu. Asta te poate duce la succes. Dacă ar fi să te uiți așa în urmă, la parcursul tău, ai fost mai mult un om cu viziune, cu o strategie anume sau un om curajos care a simțit o oportunitate și a încercat-o? Cred că și viziune și strategie. Și mă uit la toate aceste provocări majore pe care le are un antreprenor sau cel puțin cele pe care le-am avut eu. Începând cu anii 90, în care dimineața era cursul dolar-leu 200 de lei și seara era 330 de lei. Deci pe mine nu mă mai impresionează o inflație de 15-20% pe an. Și până la criza din 2008-2009, când oamenii au rămas fără bani și a trebuit să venim cu meniuri de 19 lei, cu 3 feluri de mâncare, adică să dăm foarte tare în preț, în așa fel încât să supraviețuim și să ținem restaurantele pline. Sau atunci când s-a stins lumina în 17 martie 2020, poate una dintre cele mai negre zile din viața mea, în care realmente am fost paralizat și n-am știut ce urmează să se întâmple cu viața mea. Am învățat că pentru fiecare criză există o rețetă, nu aceeași rețetă. Singura componentă din rețetă care se păstrează e să îți păstrezi mintea limpede, să te așezi, să nu intri în panică și să te gândești cu open mind la oricare ar fi opțiunile, pentru că în ultima dintre crize, care m-a ținut vreo 3 zile blocat, pur și simplu n-am știut ce să fac, mi-a fost foarte greu să mă reimaginez, să mă reinventez ca un startup, pentru că trebuia să deschid ceva, să acționez într-un proiect care era complet diferit de ceea ce știam să fac și o companie solidă cu un, să zic, cu o bază foarte important de oameni și de cunoștințe, de know-how, dar și resurse, rezerve financiare importante, a fost blocată, scoasă de pe piață, nu mai puteai funcționa, nu mai puteai vinde micul ăla și berea aia către clienții tăi, ceea ce a fost șocant. A fost greu pentru toți. Și ce spui tu, că să ai puterea să te liniștești și să vezi cu mintea limpede și deschisă lucrurile, să-ți faci o strategie, este foarte greu de realizat. Foarte mulți dintre cei care ne urmăresc își doresc să pornească la drum cu un business sau încă nu au acea încredere. Aș vrea să te rog să vorbim despre încredere. Când ai simțit tu că ai încredere în tine? Sau cât ți-a trebuit în business ca să ajungi să spui eu am încredere că o să reușesc și că pot să fac orice? Cred că primul moment real de a simți că am încredere în mine a venit dintr-o traumă și respectiv la 14 ani, când am rămas cumva singur, a trebuit ori să dispar, ori să fiu pe picioarele mele. Ca să pot să fiu pe picioarele mele, trebuia să am încredere în mine și doar în mine. Și atunci cumva am pornit cu o obligație de supraviețuire în a avea încredere în mine. Evident, cu timpul am observat că iau anumite decizii care sunt bune, fie pentru mine, fie pentru cei din jurul meu, și chiar așa, cu micile afaceri cu care le-am început, afaceri foarte mult spus să fii vânzător de ziare sau un chioșcar sau un tarabagiu în piață, totuși
acolo la nivel foarte de jos la firul ierbii, când vezi că iei decizii bune și respectiv poți să deschizi și o a doua tarabă și a treia tarabă și a patra tarabă și nu mai ai doi angajați, adică tu și cu tarabagiu, tu la marfă cărând baxuri și ăla vânzând baxurile tale, începi să ai din ce în ce mai multă încredere să-ți validezi mecanismul tău de gândire și când prinzi cu adevărat această încredere, ai posibilitatea să visezi. Iar când visezi, este cel mai, să zic, remarcabil lucru care ți se poate întâmpla, pentru că visând, tu poți să te uiți la viitor cu toate experiențele tale mixate în capul tău și să iei decizii bazate pe viitor. Și pe asta cu adevărat îți poate aduce mult mai mare plus valoare în orice proiect antreprenorial pe care îl creezi. Se poate să faci bani și să ajungi să ai succes fără să muncești? Cu siguranță nu, sau cel puțin nu știu eu pe cineva care a ajuns sus fără să muncească și admir foarte mulți oameni și antreprenori români în general. Fiecare dintre ei, fără excepție, a muncit din greu și fiecare dintre ei, fără excepție, a pornit de jos. Și mă refer aici la antreprenorii reali, nu la state antreprenorii, cei care au intrat într-o formă sau alta în relație cu statul și au obținut de acolo beneficii. Mă refer la cei care nu lucrează cu statul sau lucrează cu statul doar marginal pentru că este necesar, dar ei au muncit foarte mult. Sunt foarte mulți tineri care, știi, își doresc mulți bani, își doresc să aibă un business, să nu lucreze de la 9 la 5. A venit fiul meu seara acasă și a zis, mama, eu never ever nu o să lucrez de la 9 la 5. Și a zis, bine, și din ce o să trăiești? Și au zis că noi trăim într-un matrix și că nu înțelegem generația tânără, ambii părinții eram acasă. Ce facem cu tinerii care nu văd lucrurile așa, că uite, trebuie să muncești ca să faci bani, ca să construiești un business? Este doar o perioadă până se, nu știu, trec câțiva ani? Crezi că se va schimba lumea atât de mult? Am avut șansa să cunosc săptămâna trecută pe Ravi, un profesor de la Harvard Business School și a venit în România la un eveniment al lui Ernst & Young și mi-a prins mi-a apăsat un buton pe care nu-l identificam pur și simplu. Noi, generația noastră astăzi, avem o mare responsabilitate față de acești tineri. De ce? Pentru că inechitatea a crescut în ultimii ani foarte serios. Practic, cei bogați sunt din ce în ce mai bogați și cei care sunt jos nu mai au șansa să devină bogați. Cu alte cuvinte, visul american astăzi este foarte puțin să mai crezi în el că se poate întâmpla. Și atunci tinerii simt asta, chiar dacă ei nu au graficele și cunoștințele și informațiile pe care le avem. Și atunci noi trebuie să vedem cum putem să transformăm societatea noastră, asta în care credem, capitalistă, bazată pe performanță, într-o altfel de societate, în așa fel încât să schimbăm această percepție că nu se poate. Trebuie să creăm un sistem în care să se poată, în care practic să se poată împărți șansa de a ajunge la succes cu tânăra generație. Altfel, ei nu vor mai lucra pentru nimic și pentru nimeni. Și atunci nimic nu se va mai putea raporta la sistemul de valori cu care noi am fost obișnuiți. Ceea ce e cumva trist, dar dacă nu facem un pas în direcția asta, va fi foarte dificil. Sunt total de acord și mi se pare că o să fie provocatorii anii care urmează. Nu depinde doar de noi, trebuie să ne unim cu toții și trebuie și statul să facă ceva în această direcție. Vom vedea. Cum vezi tu România? Ai vrut vreodată să pleci? Știi că oamenii se plâng, dar în același timp sunt multe oportunități, cum ai spus tu, visul american deja, cred că mai este doar la noi, cei care nu au fost în America. Răspunsul este, nu am vrut să plec, dar m-am gândit și nu neapărat m-am gândit chiar să plec, însă taică-miu în 90, sătul de comunism și de sistemul totalitar, a decis să emigreze în Statele Unite și a plecat. După aproximativ 5 ani, 6 ani, când eu eram în timpul facultății, eram un mic antreprenor, l-am vizitat pentru prima oară în Statele Unite și a fost incredibil, adică
Statele Unite sunt o societate absolut briliantă. E să o vizitez ca un tânăr crescut în perioada comunistă, a fost o experiență wow. Ei bine, nu m-a atras deloc dorința de a trăi și a munci în Statele Unite, chiar cu toate insistențele alor mei, vino aici, aici ai mult mai, poți să realizezi mult mai multe lucruri, deloc. Când am văzut cât de competitivă este acea societate, cât de puternică și cât de mult loc, dar în același timp foarte mulți alți antreprenori mult mai harnici, mult mai inteligenți, mult mai puternici decât mine sunt pe piață, am decis să merg pe strategia peștele mare în lacul mic și mi se pare că am luat o decizie bună legată de viața mea și de ceea ce simt eu și de cum mă simt eu în România, alături de prietenii mei, de familia mea, cea care a rămas aici, de lucrurile pe care le cunosc și care îmi sunt familiare. Ori asta mie îmi dă un sentiment de fericire pe care nu l-a schimba cu niciun fel de altă țară mai dezvoltată, mai strălucitoare, mai plină de oportunități, deloc. Sunt convinsă că ai momente în care te gândești că, uite, mi-e bine, uite, unde am ajuns, sunt mulțumită, așa cum ai spus, dar ai și momente în care te gândești că poate mâine se termină tot. Antreprenorii așa gândesc, știu că nu este o întrebare nebună. Te-ai gândit, dacă mâine pierzi tot, ce faci? Păi, chiar am trecut prin asta, acum 2 ani, nu prea de mult, nu? Am zis, uite, un business de, să zic, evaluat la 60-70 de milioane de euro, într-o zi nu mai valorează nimic, zero, barat. Deci e și evident, cred că cel mai important lucru pe care, cea mai mare avere pe care o are un om, este ce are aici. Și dacă tu ești suficient de curios, îmi spuneai la început în prezentarea mea de diverse experiențe cu anumite companii mari. Eu cred foarte tare în școala vieții, dar în școala vieții, să spun, puțin finisată. Adică să poți să înveți de la performerii din industria pe care tu o iubești, să lucrezi cu ei, să fii împreună cu ei, să le înțelegi mecanismele. Asta este o școală mult mai bună decât orice altă școală tradițională de business sau de, eu știu, specialitate într-un anumit domeniu, computer science sau oriunde în altă medicină și așa mai departe. Așadar, dacă tu reușești să înveți din cât mai multe surse, mentoring, performer din piață, universități și lucrurile alea le bagi aici, nu ți le poate lua nimeni. Indiferent că e sus, jos, pierzi, câștigi într-un proiect. Ori atunci când aș rămâne fără nimic, ceea ce este oricând foarte posibil, mi-aș folosi ce am aici, aș lucra poate pentru cineva, aș convinge poate oameni să investească în cunoștințele mele și în abilitățile mele de a crea plus valoare, poate fără investiții din partea mea, fără să dețin procente sau eu știu ce altceva, dar să fiu implicat într-un proiect care să creeze plus valoare. Și asta cred că nu ne poate lua nimeni. Și încă o întrebare grea, că îmi propun în aceste emisiuni să pun niște întrebări și dacă. Dacă mâine ar trebui să concediezi 300 de oameni, ce ai face? Cum faci? Am trecut prin acest proces tot acum 2 ani și a fost un proces foarte dureros. Iar uitându-mă pragmatic, aveam de ales, salvez compania, deci e caz real, adică asta s-a întâmplat. Ori salvez compania, ori salvez oamenii. Dacă salvez oamenii, compania o să moară oricum. Dacă vreau să salvez compania, trebuie să mă despart de oameni sau cel puțin de o parte dintre ei. Am decis să salvez compania, am reușit să mă despart, dacă pot să spun așa, doar de aproximativ 300 de oameni, cei de care mă întreb. Deci am nimerit la chiar ai nimerit cazul. Și acești 300 de oameni am procedat în felul următor. În primul rând mi-am sunat partenerii, cei care pe vremea aia aveau mare succes, mai ales în industria de online și delivery. Și nu mă refer la delivery, la industria restaurantelor, că încă nu se pornise la vremea deciziei mele, ci la cei de bunuri de larg consum.
Și atunci când a explodat zona asta de comenzi online, partenerii mei, când am venit spre ei, au zis: oh, ne dorim ca aerul, oameni care să poată să fie schiluiți, cum sunt cei din industria ospitalității. Și atunci, practic, eu m-am despărțit de ei, dar de majoritatea dintre ei pe termen scurt. Pentru că atunci când s-a repornit compania, am putut să-i reiau în cadrul echipelor mele și cumva a fost un happy ending story, dar atunci, momentul ăla în care a trebuit să mă duc să le spun oamenilor: uite, noi nu mai putem să vă plătim salariile respective, la noi tipsul reprezintă cam 50% din venituri și a dispărut într-o zi. Nu mai puteți trăi cu salariul pe care vi-l dau eu, foarte aproape de salariul minim, poate puțin mai mult. Avem șansa să vă relocăm într-o companie în care să faceți lucrurile astea și să puteți supraviețui și voi și noi și ne vom reîntâlni atunci când vom putea reporni motoarele. Deci asta a fost decizia, dură, dar cred eu o decizie corectă uitându-mă în spate. Corectă și mai ales cu asumare, pentru că ai ales să te desparți de ei în același timp gândindu-te la ei. Corect. Sunt mulți antreprenori puternici, sunt mulți antreprenori buni care au grijă de echipele lor, sunt oameni care știu ce înseamnă puterea. Până la urmă, puterea vine cu aceste foarte multe responsabilități și îndatoriri pe care le ai ca antreprenor. Sper că cei care ne-au urmărit au avut ceva de învățat. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de noi astăzi și că ne-ai mai spus câteva dintre ideile pe care le ai. Și până data viitoare, sus inima și să ne fie bine!